După modelul guvernamental al Comisiei de Tăiat Hârtii, conducerea primăriei Roman a lansat o campanie care se intitulează sugestiv Spune-ne ce să schimbăm și își propune scurtarea traseului hârtiilor de la cetățean la serviciile din primărie în vederea luării celor mai eficiente măsuri spre binele cetățeanului. După modelul, nu este o idee nouă, este o idee, dacă vreți, transferată de la guvern, a premierului Cioloș cu Comisia de Tăiat Hârtii. Iată că lansăm și noi o nouă campanie. Spune-ne ce să simplificăm. Se numește campania noastră. O inițiativă de birocratizare a administrației publice locale prin preluare în mod constant a sugestiilor de la publicul larg. Inițiativa Comisiei Locale de Tăiat Hârtii, Comisia de Monitorizare, Coordonare și Îndrumare, CIMU, care se ocupă din primărie cu acest lucru, are ca principal obiectiv implicarea în mod direct a cetățenilor pentru a obține o interacțiune mai eficientă dintre administrație și cetățeni. Pe site-ul primăriei Roman, cetățenii vor găsi o secțiune de colectare a propunerilor lor cu scopul ca ideile acestora să ajungă direct la conducerea primăriei. În acest sens, pe site-ul primăriei Roman, www.primariaromanlegat.ro, va fi lansată o secțiune cu scopul de a colecta și centraliza propunerile transmise de cetățeni. Principiile pe care le vom aplica sunt informarea corectă și completă a cetățenilor cu privire la accesarea serviciilor publice furnizate de municipiul Roma, reducerea traseului parcurs de cetățean reprezentanții mediului de afaceri respectiv pentru rezolvarea unei solicitări, reducerea numărului de documente solicitate pentru rezolvarea unei probleme. Zonele principale vizate de acest proiect sunt simplificarea procedurilor de lucru ale administrației publice locale, transferul electronic al datelor între structurile interne subordonate Consiliului Local al Municipiului Roma, reducerea traseilor și documentelor interiorul instituției sau între structurile instituției. Toate mesajele trimise de cetățeni pe adresa de e-mail simplificarea rond primăria Roman vor fi analizate, centralizate și puse în acord cu legislația. Practic ce ar trebui să facă cetățenii, că de aici plecăm, să le transmită mesaje pe adresa de mail simplificare arond primariaromanlegat.ro. Deci pe mailul simplificare arond primariaromanlegat.ro, în care să ne descrie ce proceduri am putea elimina, reduce sau simplifica cu privire la accesarea unui serviciu public. Sigur, toate aceste propuneri vor veni, vor fi compilate, vor fi analizate, pentru că ele nu trebuie să contravină legislației și reglementărilor în vigoare. Dar, de ce nu, orice idee care este bună trebuie preluată, trebuie toaletată, trebuie adjuncționată, trebuie adusă în conceptul legislației vigoare și poate să aducă un plus pentru instituție în sine, dar în special cu adresabilitate către cetățeni. Aceasta este cea de-a doua campanie publică lansată de conducerea primăriei Roman după cea de donare de sânge intitulată Romașcanii salvează vieți, campanie ce a debutat la data de 1 august în municipiul Roman.